din țară! Armata rusă afară! Afară din țară! Irritation of Russia, Pridnistrovia, Nivasha! Astăzi 3 martie, Comunitatea Basarabenilor din Irlanda s-a adunat în fața ambasadei Rusie în Dublin pentru a-i comemora pe cei căzuți cu 20 de ani urmă în războiul de pe Nistru și pentru a cere din nou Federației Rusie să-și retragă necondiționat armata din Republica Moldova, precum și le cerem să facă o investigație transparentă și cu ajutorul organismelor internaționale în moartea tânărului Vadim Pisari. În același timp cerem ca misiunea de menținere a păcii să fie schimbată și să corespundă standardelor internaționale. La 1792, pentru prima dată, sub țarița Ecaterina Rusiei, ajung armatele rusești la Nistru, da? Ocupă Transnistria, urma păcii de la Constantinopol și de atunci uită să mai plece acasă. Deci Transnistria sunt pământurile noastre de secole, da. Toate orașele de dincolo, din Nistru, Movilău, Slobozia, Dubăsari, sunt orașele noastre, târguri moldovenești, cu tradiții vechi, cu biserici, cu cărți tipărite, cu tipografii, cu care tipăreau cărți 300 de ani în urmă. Deci, acolo a avut loc un proces mare de deznaționalizare și exterminare a populației autohtone. Din păcate, suportăm și azi consecințele ocupației îndelungate de deja de peste două secole. Populația de acolo este îndobitocită și exterminată ca națiune, este rusificată și ținută sub opresiune de un regim întreținut pe banii și suportă Moscovei. Și că de la faptul suntem departe, ne doare. Da, suntem departe de țară, mergem din când în când în țară, dar ne doare că nu putem circula în țara noastră. Am frate care stă în Transnistria, pe care mă tem să-l vizitez, vine numai el. În Moldova, bine, din coace din Istră. Și e durerea neamului nostru, Transnistria. Rașinari, yo-ho, din Moldova, hello! Rașinari, yo-ho, din Moldova!